Soldații americani au făcut o surpriză unei italienci în vârstă de 90 de ani. Aceștia i-au dăruit un tort de ziua ei de naștere pentru a se revanșa, pentru cel pe care predecesorii lor i l-au furat în urmă cu 77 de ani. Mary Mion, acum în vârstă de 90 de ani, avea 13 ani când trupele americane au sosit în satul San Pietro, situat în apropiere de Vicenza, în nordul Italiei, pentru a lupta împotriva soldaților germani în timpul celui de-al doilea război mondial. De ziua sa de naștere, mama i-a făcut un tort la cuptor și l-a lăsat pe marginea ferestrei deschise pentru a se răci. Însă, destul de rapid, tortul a dispărut, fiind luat cel mai probabil de către soldații americani. 77 de ani mai târziu, la aniversarea 90 de ani care a avut loc săptămâna trecută, Mary a primit un tort de la Armata Statelor Unite în locul celui furat în 1945. Nona Genara a spus că nu se aștepta la tort, deși își amintește clar momentul în care cel pregătit pentru cea de-a 13-a aniversare a sa a dispărut. Am fost surprinsă, a declarat ea pentru ziarul local, dar apoi mi-am dat seama că soldații americani l-au luat și asta m-a făcut fericită. A fost un final bun, având în vedere ce au făcut pentru noi, a precizat femeia.